Mă rog de data asta pentru un întreg popor. Vreau să cred că ești un tată, nici de cum un dictator. Copiii tăi ajung să pună mâna pe topor, că toate dor și toți ne calcă parcă am fi covor. Stăpânii cu ciolanul, sclavii doar cu un cotor. Manipulați de media și televizor, mai nou e o onoare să devii un infractor și toate dor. Prezentul este incolor, simt obrazul meu cum e călcat de un picior. De-aș fi doar eu, n-ar conta un muritor, dar suntem toți instrumente conduse de dirijor. Ne târâm prin viață într-un mod biciuitor, părinții noștri la spital pe coridor. Nu-ți cer prea multe, doar să privești în ochii lor, că toate-i dor pe ei și pe copiii lor. Nu mi-am pus la gât lama, dar încă mai plâng uneori că am pierdut-o și pe mama. Unde sunt, jur că-l văd și pe dracu. Se pare că Dumnezeu m-a uitat la etajul 4, dar nu-l cert. Am învățat că pot să iert și sunt sigur doar de un lucru, că am un prezent incert. Nu-i nimic, mă mulțumesc cu o fărâmă, drama mă clintește, însă nu mă și dărâmă. Că am învățat ceva în ultima vreme, într-un măr frumos se poate ascunde un vierme. Am rămas fără crezare și credință, sunt un păcătos care crede în știință. Și evadez din colivie, într-un prezent mort îmi țin conștiința vie. Că spiritul meu trece prin zidul lor, de ce văd alb negru tot ce alții văd color? Toate astea în zadar, nu-i așa? Nimic pe pământ nu mai e cum era. Ne temem să privim în față, plătim cu viața pentru bani, plătim cu bani pentru viață. Fără speranță, cum să fiu viu? Aș vrea să uit absolut tot ceea ce știu. Și totuși am o întrebare, oare și în rai plătim biletul de intrare? Vă mulțumesc! Bravo! Să rămână, să rămână! Da, bun, foarte bun!